ce? Nu. Nu? Nu. Atunci câte este ardei? Vreau să zic 20 la 20 la 400. Așa, dar la 200 cât este? 10 radical din 2. 10 radical din 2. Deci până și radical din 2, totul da. Supra. Da. 2 ori 2. 2. Și avem o dată. X-ul egal cu... X-ul egal cu 2 radical din 2. Cu 10 radical din 2. Nu, 10 radical din 2 și 12 radical din 2. Deci facem 12 radical din 2 supra 2. Dar nu e 8 radical din 2. Cum? Ce? De ce? 2 egal cu... Dar nu e minus 2 radical din 2 acolo? Dar e minus B în formulă. Formula zice minus B. Păi da. Și cum B-ul e negativ, minus minus e plus. Așa. Da. Tenții multă. Și 2 egal cu minus 8 radical din 2. Minus 8 radical din 2 pe 2 și face minus 4 radical din 2. Da? Minus 4 radical din 2. Tudor. Tudor. X pătrat plus 2 radical din 3X. X pătrat plus? Plus 2 radical din 3X plus 3 egal cu 27. Egal cu 27. Adică zice minus 27 egal 0, Tudor? Și avem... Adică minus 20 și cât ar veni? Minus 25, 24. 24, zicem de altă. Minus 24 egal cu 0, da? Și avem A egal cu 1, B egal cu 2 radical din 3 și C egal cu... Minus 24. Și avem de aici rezultă că delta egal cu B pătrat minus 4AC și egal cu... B pătrat care este 2 radical din 3 tot la pătrat care este 4 3 12. Bravo. Da. 12 minus 4 AC. Prin 12 de dată, da? Da. 12. 4 ori 4 ori minus 24 minus 96. Minus sau plus? Minus. 96. Dar ai minus 4 ori minus 24. A, plus. Plus. Atenție. Da? Plus 20, plus 90, 96. 96. Și egal cu? Și egal cu 108. 108. Mai mare ca 0. Mai mare ca 0 înseamnă că există X1 diferit de X2. Deci există cele două valori și sunt distincte. Și acum X1, 2. X1. X1, 2 egal cu minus B plus minus radical din delta supra 2A. Și egal cu, deci, minus B, minus 2 radical din 3. Da, minus 2 radical din 3. Plus minus radical din 108. 6 radical din 3. 6 radical din 3. 3 e 6 ori 3 și 3 e 6 este subradical, 6 radical din 3 pe... Supra 2. 2. Și X1 egal cu minus 2 radical din 3 plus 6 radical din 3 pe 2 minus 4 radical din 3 pe 2 4 radical din 3 și egal cu 2 radical din 3 și X2 egal cu X2 egal cu hai să vedem minus 8 minus 2 radical din 3 minus 6 radical din 3 minus 8, da. Minus 8 radical din 3, 8 radical din 3, supra 2 și vine egal cu 8 cu 2 se simplifică și vine minus 4 radical din 3. Minus 4. Mai este una, dragul și gata. 3x la a doua. 3x pătrat. Plus 2 radical din 3x plus 1 egal cu 25. Adică minus 24. Da, minus 24 egal cu 0. Da? De data, minus 24 egal cu 0. Ia să vedem, a cine-i, Dragoș? A este egal cu 3, așa. B egal cu 2 radical din 3 și C egal cu minus 24. Corect, ai înțeles. Și delta egal cu B pătrat minus 4AC, unde delta egal cu 12. Da. Minus. Deci acolo e minus 4 ori 3 și ori minus ăsta a venit plus. Deci plus 12, 4 ori 3, 12. Ori 24. Și delta egal cu... Cât
când fac 12 ori 24 copii, repede. E 12 ori 25. Când dăm pe 12 în factor, e 12 ori 25. Cât fac? 25. 300. 300 în capăt. Așa. Și atunci x-ul 2. X-ul 2. Scrie formula. Minus egal cu minus b plus minus radical din delta supra 2. Da. Și este egal cu minus 2 radical din 3. Da, minus 2 radical din 3. Plus minus radical din 3 este 10. Adică 100 radical din 3. 10. 10 radical din 3. Totul supra 2a. 2 3, 6. 2 3, 6. Da. Și x omega cu minus 2 radical din 3. Plus 10 deci x1 odată va fi egal cu minus 2 radical din 3 plus 10 radical din 3 totul supra 6 care este egal cu 8 radical din 3 supra 6 8 radical din 3 supra 6 se face 4 radical din 3 da? Și x2 egal cu minus 2 radical din 3 minus 10 radical din 3 totul supra 6 și este egal cu minus 12 radical din 3 supra 6 și putem găsi și egal cu minus 2 radical din 3. Minus 2 radical din 3. Aceasta este, nu? L-am scris la ecuații de astea, cred că nu mi-am amintesc că. Delta 2 și x-ul. Învățat, domn profesor, x-ul acum mă pentru interesant. Acum oprim și facem funcții, da? Da, 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 să fac și